Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat astăzi că 14 persoane au murit până acum din cauza gripei. Cel mai recent caz este al unui bărbat din București care avea și alte afecțiuni medicale. Demnitarul a spus, citez, suntem la un pas de epidemie. Da, suntem la un pas de epidemie, pentru că săptămâna precedentă numărul de cazuri a depășit numărul de cazuri estimat. Prin urmare, am avut o săptămână epidemică. Dacă două săptămâni la rând numărul de cazuri se menține la același nivel, deci foarte ridicat, atunci putem vorbi despre o epidemie, dar în acest moment avem suficiente motive de îngrijorare, a afirmat ministrul Sănătății la Antena 3. Sorina Pintea a precizat că direcțiile de sănătate publică din județe au fost notificate pentru a anunța Ministerul Sănătății în cazul creșterii numărului de viroze. Acesta precizând că vaccinarea este cea mai sigură cale pentru prevenirea bolii.